ascultă, popor de legământ. Am de gând, zice Domnul, încă să te mai ocrotesc. Aleluia! Am de gând, zice Domnul, încă să-ți fac bine, popor de legământ. Slavă ție, Doamne! Așa vorbește Domnul. Iată, voi clătina dealurile și munță, voi clătina marea și văile adânci, rogobia, șamania ta fără. Voi clătina, zice Domnul, iată, un oraș din temelie, zice Domnul, și voi băga groază în pământe. Așa vorbește Domnul. Voi clătina și o parte din această țară. Dar iată, poporule, vreau să o ocrotesc partea și asta pământului. Vreau să o ocrotesc locurile acestea. Aleluia. Pentru că și iată, vreau să-mi arăt puterea și îndurarea. Slavă ție, Doamne! Te-am ocrotit de multe primești, poporule, și ți-am făcut mult bine. Dacă este prea puțin, spune-mi, poporule, ce vrei să-ți mai fac? Erecanovia tamanhez. De ce unii, zice Domnul, vreți să vă certați cu mine? Că v-am dat tot ce trebuie. Eu, Domn, am făcut lucrul acesta. Unde este mulțumirea la cei mai mulți? Unde este recunoștința la cei mai mulți? Ascultați voi, care vreți să umblați după neprihănire. Veniți cu mulțumire, căci eu, Domnul, voi opri, zice Domnul, și nu voi îngădui amar și întristare. Erecanovia, iată că voi face lucrurile acestea, ca să știți că m-am vorbit în seara aceasta. Dar pe voi am să vă ocrotesc. Și veți spune Mariei Domnului, de Tahos Robia, se va auzi, zice Domnul, într-o parte și în alta, până în depărtări, căci am vorbit în locul acesta, în seara aceasta. Se va auzi până la marginea pământului, căci am spus că voi clătina adâncul mării și vârfurile munților. Dar iată, voi lăsa peste voi îndurarea. Fiu este Domnul. Vă pare un lucru prea puțin. Alții se rămâne sub dărâmături. Peste alții să vină valul mării. Alții să fugă de groază și voi să vă mâncați pâinea în liniște. Poporule, vreau ascultare, zice Domnul, vreau mulțumire, vreau smerenie și voi face lucruri mari. Amin. Slăvit să fie numele Tău, Doamne.